Un activist francez a confiscat vila fiicei lui Vladimir Putin din Biarritz și a anunțat că vrea să instaleze acolo refugiați ucraineni, scriu jurnaliștii de la The Insider. Pierre Hafner a schimbat deja încuietorile de la intrarea în vila Altamila, care are 8 dormitoare și 3 băi. Activistul a găsit printre altele o copie a pașaportului fostului general liderului de la Kremlin, Kirill Shamanov, dar și o traducere în limba franceză a unei facturi de energie electrică înregistrate la Moscova. Aceste dezvăluiri readuc în discuție informațiile din 1996. Informații potrivit cărora Putin ar investi în imobile situate pe coasta Oceanului Atlantic banii sustrași din vremea în care era angajat al primăriei din Sankt Petersburg. Liderul de la Kremlin a negat, bineînțeles, aceste acuzații.